Peste o tonă de gunoaie este cantitatea uriașă de deșeuri pe care voluntarii ONG-ului Mare Nostrum le-au strâns de pe plaja Corbu. Gunoaiele au fost adunate în mai puțin de 3 ore, cu ajutorul a peste 100 de voluntari. Marea de deșeuri de la Corbu arată încă o dată că mulți oameni încă nu folosesc coșurile de gunoi și locurile special amenajate pentru a arunca resturile nefolositoare. Plaja fiind considerată, din păcate, în continuare un sac uriaș de gunoi. Dezvoltăm subiectul cu unul dintre liderii organizației Mare Nostrum, Angelica Paiu, care este alături de mine prin videocall. Bun găsit, Angelica, îți mulțumesc că ești alături de mine. Spune-mi, cum a decurs acțiunea de această dată? Suntem, iată, am debutat sezonul estival și oamenii deja au luat drumul plajei și deja au și murdărit locul. Da, bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, activitatea de igienizare de la Corbu ne-a demonstrat încă o dată cât de sufocate sunt plajele românești cu deșeuri marine. Pentru că, așa cum ați menționat, în decurs de doar câteva ore am reușit să eliminăm peste 1200 de kilograme de deșeuri. Au predominat, bineînțeles, deșeurile din plastic, peste 500 de kilograme am avut, iar apoi am fost deșeurile din metal, din hârtie și carton, dar și sticlă. Există acolo spații în care pot fi aruncate aceste deșeuri pe plaja Corbu? Din păcate nu, pentru că plaja Corbu face parte din rezervația biosferei Delta Dunării. Este o regiune protejată, prin urmare, atunci când mergem în acea zonă, trebuie să avem la noi sacul de gunoi pentru a lua înapoi ceea ce producem. Autoritatea locală de acolo s-ar putea implica ea în curățarea acestei plaje? Primăria de la Corbu a fost alături de noi, precum și reprezentanții administrației în această igienizare și au în permanență campanii de informare pe plajă pentru a informa pe turiști ceea ce este bine și ceea ce, cum trebuie să se comporte atunci când ajung în rezervație. Însă totul ține tot de oamenii care ajung acolo. Trebuie să fim mai responsabili cu peisajul, pentru că ne place să mergem și să admirăm minunata priveliște pe care ne oferă marea în acea zonă, însă cele câteva zile pe care noi le petrecem acolo pot avea un efect și un impact semnificativ asupra mării. Prin urmare, atunci când mergem la plajă, ar trebui să nu avem la noi elemente care nu ne sunt neapărat folositoare, cum ar fi veșoarele de urechi sau șervețelele umede. Să evităm plasticul de unică folosință, paiele, tacâmul, agitatoarele pentru culturi, recipientele din plastic pentru alimente, iar atunci, dacă le avem cu noi, să le depozităm în sacul de gunoi pe care îl luăm cu noi. Și neapărat să folosim scumiere. Așadar, atunci când alegem o astfel de destinație deosebită, retrasă, nu o plajă oficială, mergem către ea tocmai pentru că ne atrage și pentru că este ceva deosebit, dar cum ar fi dacă n-ar mai curăța nimeni în urma noastră? Ar mai fi un loc atât de deosebit care să atragă atât de mulți turiști? Prin urmare, trebuie să respectăm acest colț de natură dacă ne dorim să-l revizităm și să-l regăsim în optime condiții. Îți mulțumesc pentru intervenția ta alături de noi. Vă dorim succes în continuare și să nu mai fie cazul să strângeți atât de multe gunoaie. Doamne ajută!